toată slava și toată cinstea să fie a Domnului Dumnezeului nostru, a Fiului Său Iisus Hristos și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Domnul mi-a pus pe inimă în această zi să vorbesc despre casa Lui și casa mea, fiecare în dreptul Lui, sigur, pentru că spune aici psalmistul, Domnul este în templul Lui, adică în casa Lui. Și casa Lui suntem noi. Este o intersecție, este o imposibilitate să delimităm casa noastră de casa Lui Dumnezeu. Dar Domnul mi-a pus pe inimă și vreau să ne uităm împreună, sigur încerc să nu abuzez de răbdarea noastră, să mă încadrez în timpul care îl avem la dispoziție. Totodată sunt îndemnat să vă spun și câteva din lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în casa mea, ca să vă încurajez, sigur, nu eu le-am făcut, Domnul le-a făcut. Și dacă le-a făcut în casa mea, nu că am avut eu prioritate, toți avem prioritate, toți suntem copiii Lui, slăviți să fie Domnul. Amin. Și în expunerea mea o să fac și câteva paranteze, așa. Parantezele sunt așa un fel de deviere un pic de la temă și a spune ceva ce Domnul te îndeamnă. De exemplu, s-a vorbit aici despre lucrările Duhului Sfânt și oamenii vin cu aceste citate din prorocii, din descoperiri. Prima paranteză, stimați ascultători. Când Dumnezeu vorbește, o parte din prorocie sunt promisiuni. O parte din prorocie și din lucrare sunt cerințe. Noi, ca niște copii, așa, desfacem cele două felii de pâine și mâncăm dulceața de pe felii. Și mama spune, mănâncă tot. Ai grijă să mănânci tot. Noi desfacem aceste descoperiri, le desfacem în două și ne concentrăm pe ce ne-a promis Dumnezeu. Nu-i bine. Nu vă concentrați pe ce v-a promis Dumnezeu, că El sigur se ține de promisiune. Concentrați-vă pe ce v-a cerut Dumnezeu. Că dacă faci partea ta, vine partea cealaltă. Uitați-vă în Biblie la Solomon. Cele mai mari făgăduințe pe care le-a avut vreun om vreodată. Cel mai deștept om pe lângă inteligența lui naturală, Dumnezeu i-a dat și bonus o înțelepciune pe care el a cerut-o. Că și Iacov spune, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea sau altceva, s-o ceară. Și s-o ceară cu credință. Și lui Solomon, Dumnezeu i-a făcut mari promisiuni. Dar erau condiții. Dacă fiii tăi vor sta lângă mine, dacă vor păzi legea mea, va fi totdeauna pe scaunul tău de domnie, Davide, un urmaș. Îmi pare rău să vă spun, uitați-vă la finalul vieții lui Solomon. În jurul frumoasei casa lui Dumnezeu, în jurul templului lui Dumnezeu, alte templișoare ridicate de omul cel înțelept, datorită căsătoriilor sale făcute de natură politică, ca să aibă pace, ca să se pună bine și cu faraon și cu altcineva, a luat tot felul de neveste, făcând un fel de alianță care l-a târât, spune Cartea Sfântă, spre idolatrie. Concentrați-vă pe ceea ce vă cere Dumnezeu. Căci negreșit, El își face partea Lui. Iubiți ascultători, casa mea și casa lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu și casa mea. Dumneavoastră sunteți în construcție.
Una din minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în casa mea a fost cu materiale de construcții. Am văzut mâna lui Dumnezeu sub toate aspectele și când și-a arătat minunea și-a făcut un semn mare și mi-a făcut un mare bine și când El, tot în aceeași dreptate a Lui și în această matematică a lui Dumnezeu, pentru că eu am fost uimit de această matematică a lui Dumnezeu, și ca să vă dau un exemplu din Biblie de matematica asta a lui Dumnezeu, o să vă dau poate și exemple din viața de familie, sigur. Deschideți la cartea lui Ioel. Vă spuneam să ne concentrăm pe ce ne cere Dumnezeu, da? Noi când citim din cartea lui Ioel și mai ales fiind penticostali, știm că Ioel a vorbit despre revărsarea Duhului Sfânt și el este prin excelență profetul care l-a citat și Petru, da? Și când noi începem citirea din cartea lui Ioel, vine să mă dau câteodată în stânga, câteodată în dreapta, mă iertați așa dacă sunt derutat de aliniamentul acestor stâlpi, poate că la un moment dat mă vor ajuta stâlpii aceștia. Poate o să am un îndemn pentru surori și frații, o să-i rog să n-audă, și poate o să am un îndemn pentru frați și o să le rog pe surori să nu audă. Cartea lui Ioel, da? Vă provoc la această matematică a lui Dumnezeu. Eu am rămas uimit când am citit această carte și noi când citim, citim de la versetul 28 din capitolul 2, după aceea voi turna de Duhul meu, noi de acolo începem, că de acolo începe de fapt promisiunea lui Dumnezeu și mai ales a noastră a penticostalilor și ne bucurăm. A fost pus chiar și în casele noastre, în România era un verset din Fapte care ne trimite sigur la el și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Era unul din versetele din bisericile din România de când eram eu încă copil. Dar dacă citim din cartea lui Ioel și suntem atenți la această matematică a lui Dumnezeu, după versetul 1 din capitolul 1 este un verset de prezentare. Ioel, fiul lui Petuiel, cuvântul Domnului care a fost spus prin el, prin acest Ioel. Asta e versetul de prezentare. După aceea, 36 de versete vorbesc despre îndemnul la pocăință. 36 de versete Dumnezeu le arată judecata lui, lăcuste, un prim val, mai multe valuri de lăcuste, o primă pedeapsă, un prim îndemn la pocăință, o a doua nenorocire, nu s-au pocăit de valurile acestea de lăcuste și începe din versetul 17 din capitolul 1, s-au uscat semințele sub bulgări, altceva. A venit o secetă îngrozitoare. Nu pentru că Dumnezeu e sadic așa și îi chinuie pe oameni, dar ei nu s-au pocăit. Să spui unui popor care cunoaște legea, ascultați verset în cartea lui Ioel, că te ia frica și te ia și cu tremură, ascultați, treziți-vă bețivilor. Versetul 5, plângeți, vă uitați-vă toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură. Cum să fie așa verset? Dar așa era o realitate, deci. Și ei nu s-au pocăit. A venit lăcustele, au lăsat smochinii fără coajă, via albă, de asemenea golită, cojită, căzută jos, niciun rod, nimic, nu mai avea ce să dai la copii. S-a dus bucuria oamenilor, au încetat darurile de mâncare din casa Domnului, preoții, slujitorii Domnului, jelesc. Mare, mare apăsare, mare plagă. Uitați-vă la seceta care îi au stecat lacurile din România și nu numai din România. Mâna lui Dumnezeu apasă, dar oamenii nu se pocăiesc. Vine al doilea val, o secetă grozavă, care o avem și noi acum, da? Gem vitele, cirezele de boi, umblă buimace, nu mai au pășune, chiar și turmele de oi. Că oaia mai mănâncă ceva, mai găsește un salcâm mai mic, niște frunze, mai paște ceva. Dar n-a mai fost nici asta.
Un al doilea îndemn la pocăință, mai puternic, mă, trebuie să vă pocăiți. Ilie a spus, nu va fi pâine, nu va fi ploaie decât la cuvântul meu. Punct. Îndemnul al doilea la pocăință, mai exigent, mai dur, sunați în trâmbiță, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni. Foarte greu pentru un bătrân. Eu mi-aduc aminte de bunicii mei, în vârstă, dacă ajungeau la ora două cu postul, erau bucuroși. E greu. Nu mă dumneavoastră nu înțelegeți, n-aveți cum să înțelegeți. Și bătrânii să treacă la post. Da? Strângeți copiii și sugarii ca Ninive să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Asta e pocăință. Asta e îndemn sever la pocăință. Că nu se poate altfel. Preoți, slujitorii Domnului să plângă între tindă și altar, să nu intre. Să nu intre. Nu, nu intrați în locul preasfânt. N-aveți ce căuta. Stați acolo, între. Stați la mijloc și faceți medierea. Între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul tău, nu da de ocare moștenirea ta, ce frumoasă rugăciune, nu face de batjocura popoarelor, pentru ce să se zică printre neamuri, unde este Dumnezeul lor? Sunteți într-o țară străină. Să nu zică neamurile, albanezii sau știu eu, cu cine mai lucrați, ucraineni, nu știu cu cine mai lucrați, marocani, nu știu. Să nu zică oamenii unde este Dumnezeul lor. Doamne, ajută-ne să fim lumini în lumea aceasta. Dimpotrivă să zicem, măi, cu adevărat, cu ăștia e Dumnezeu. Cu adevărat e un popor pus deoparte. Cu adevărat e un popor care îl cunoaște pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne. 36 de versete de îndemn la pocăință și 36 de versete făgăduințe. Domnul a fost plin de râvnă pentru țara lui și s-a îndurat de poporul său. Le-a ascultat până la urmă postul, rugăciunea, s-au pocăit și vin făgăduințele. Și după aceea, și după pocăință, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Așa a ajuns Duhul Sfânt până la noi. Slavă Domnului! După pocăință. Aceasta este matematica lui Dumnezeu. Construiți o casă de rugăciune. Primul om care a întrezărit lucrarea lui Dumnezeu, îmi place așa de mult, n-a avut prea multe materiale. S-a trezit dimineața, a visat o scară care cobora, lega pământul de cer, îngerii se urcau și coborau, deci era o mișcare, da? Cred că duc mesaje de la noi la Dumnezeu, de la Dumnezeu la noi, sunt duhuri slujitoare puse la îndemâna noastră, avem o prioritate deosebită, slăvit să fie Domnul, până și îngerii ne sunt la dispoziție. Mai spunea un frate așa mai în glumă, vedeți că peste viteza legală nu știu dacă mai merge îngerul cu noi. Treaba voastră, spunea frate. Nu poți să-i ceri unui înger să calce legile, nu. Dar îți vine în ajutor. Doamne, îți mulțumim că îngerii tăi tăbărăsc în jurul celor ce se tem de tine. Așa spune psalmul. Slăvit să fie Domnul. Și omul ăsta când se trezește dimineața, își dă seama și zice, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Domnul este aici și eu n-am știut. Problema, stimați frați și surori, noi știm că Domnul e aici. Iacob n-a știut. Lui Iacob i-a fost frică. Și nouă să ne fie frică, că e aici. Aici e casa lui Dumnezeu. Dacă sunt doi sau trei, sau ca să fiu mai corect în limba română, dacă sunt trei sau chiar doi, Domnul e acolo. Adunați în numele Lui, slăviți să fie Domnul. Începe de la doi, grupa aceasta mică, pentru că cea mai mică grupă este soțul și soția. Eu mă mai gândesc câteodată așa și
nu mă duc la adunare joia seară, câteodată, s-a obosit sau știu, îmi propun așa și zic, mă duc în cameră să citesc și o să mă rog și o să cânt, dar mă gândesc chiar, eu nu mai sunt doi, sunt singur, mă duc mai bine la adunare. Deci nu mai am a doua persoană care... Sau traversez drumul și mă duc la fata mea cea mare și are 7 copii, 5 băieți și 2 fete, cântă la acordeon, băieței, în sfârșit, așa, cel mai mare are 13 ani. Și mă bucur așa și am această părtășie. Facem această casa lui Dumnezeu, suntem în casa lui Dumnezeu de atunci de când suntem 3 sau chiar 2, slăvit să fie Domnul. De aceea, fiți conștienți și gândiți-vă la Iacob, că am vrut să citesc, și o să citesc la momentul respectiv, sigur, n-a știut că acolo e casa lui Dumnezeu, și omul acesta așează pentru prima dată. Fixează și stabilește modul de funcționare al casei lui Dumnezeu. N-a avut materiale, a luat piatra aceea și a pus-o în picioare, el a dormit așa cu capul pe ea, piatra a fost culcată, sigur, a luat-o și a îndreptat-o așa în picioare să fie ca un stâlpișor așa de aducere aminte, cred că s-a muncit un pic și trebuie să muncești un pic ca să faci casa lui Dumnezeu. Gândiți-vă cu ce a săpat el un pic în nisip, că trebuie să o așezi. Nu stă, n-are cum să stea, că e înălțimea mai mare. Știți? Și atunci a trebuit să muncească, probabil a scos din trăistuța lui un briciar ceva, nu știu. Și a făcut așa un loc repede și a așezat-o jos, a adunat puțin nisipul lângă ea să nu se clatene, a făcut-o bine, așa. A avut puțin un de lemn în bagaj, pentru că aveau un de lemn și vin. Vinul se dă ca dezinfectant dacă te rănești. El a pornit în călătorie. Un de lemn a avut la el. Nu știu dacă a avut și vin să-și pună în caz de accidentare, dar avea trusa de prim ajutor. Că asta era pelerinilor de atunci. Și a luat puțin un de lemn care l-avea, l-a turnat pe vârful pietrei și a spus, aici este casa lui Dumnezeu. S-a închinat înaintea lui Dumnezeu, pentru că asta facem noi în casa lui Dumnezeu. Aici noi ne rugăm. În primul rând, casa mea va fi o casă de rugăciune. Doamne, ajută-ne să nu reducem rugăciunea. Reduceți dacă vreți din cântare, reduceți dacă vreți din poezii, reduceți dacă vreți din altceva, din predici, dar nu reduceți din rugăciune. Doamne, ajută-ne! S-a rugat lui Dumnezeu și vreau să vă citesc, pentru că suntem într-o călătorie și noi, și eu de la Arad și noastră de aici, călătorim, da, într-o parte, în alta, pe un pământ unde suntem flotanți, adică provizorii, rezidenți, cum vreți să-i spuneți, nu știu în limba italiană cum se spune, dar omul era în călătorie și ascultați rugăciunea lui, sigur, era un fel de, nu era tip rugăciune cum facem noi, era așa un fel de convenție. Și să știți că Dumnezeu nu se supără. Nu se supără dacă noi facem așa ca o convenție cu El. Doamne, eu am nevoie de Tine, dacă Tu ai nevoie de mine, hai să ne ajutăm unul pe altul. Eu am avut o lucrare și este momentul să vă spun acum, în familie, Domnul a spus ca în felul următor, așa cum Tu vei lucra în casa mea, în ogorul meu, spunea prorocul, dar cu sensul de casa mea, așa cum Tu vei lucra în casa mea, așa voi lucra eu în casa Ta. La mine convenția au făcut-o Domnul. Aici Iacob a făcut convenția. Încă nu știa de această comunicare cu Dumnezeu, la mine a fost puțin invers. Dumnezeu m-a provocat, a făcut cu mine un fel de pact, un fel de înțelegere și a spus, dacă vei lucra în casa mea, în ogorul meu, așa cum Tu vei lucra în ogorul meu, așa voi lucra eu în casa Ta. Și l-am văzut pe Dumnezeu lucrând în casa mea. Nu știu dacă eu am lucrat tot atât de mult în ogorul Lui, nu asta vreau să spun. Dar scot în evidență că El a lucrat în casa mea. Glorie. Domnul să fie binecuvântat. Amin. Și o să vă mai spun așa câteva întâmplări, sigur. Face o juruință, un pact, o înțelegere. Ai spune că așa a făcut-o sincer ca un jurământ. Doamne,
Tu mă știi. Eu sunt Iacob. Am vrut binecuvântarea ta, te cunosc, știu că dai binecuvântarea și m-am luptat pentru binecuvântare și din cauza acestei binecuvântări acum plec de acasă. Îi supăra fratele meu pe mine, dar eu am iubit binecuvântarea ta și știu că tu binecuvântezi și știu că tu ești. Te cunosc, te-am văzut acum că stătea lângă scara cerului, Dumnezeu. Și a spus, uite, îți dau pământul pe care calci și îi face Dumnezeu o promisiune și atunci el spune, Doamne, dacă tu vei fi cu mine, dacă Dumnezeu va fi cu mine, evreii când scriu, scriu când la persoana a treia, când la persoana a întâia, deci au alt stil, nu-i ca, nu-i expunere pură literară cum facem noi, cum ne străduim noi românii și să avem și versuri și așa mai departe. Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Domnul Dumnezeul meu, piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu și acum vorbește la o altă persoană. Îți voi da a zecea parte. Deci întâi vorbește parcă așa la modul general, dar după aceea spune, îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. A așezat casa lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domn. Simplu, cu materialele care le-au avut la îndemână, după o întâlnire proaspătă și recentă cu Dumnezeu cel adevărat, a auzit făgăduințele lui Dumnezeu, dar și-a dat seama, am și eu partea mea. Am făcut aici casa, am turnat unde lemnul, m-am rugat, mă încredințez în brațul lui și merg mai departe. Un lucru frumos, un lucru deosebit. Omul acesta a văzut mâna lui Dumnezeu mai departe, s-a încrezut în Dumnezeu și aș vrea, iubiți frați și surori, și dumneavoastră să vă încredeți în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cu noi, numele Lui să fie binecuvântat. Veți construi mai greu această casă, ca să vă mutați în ea, casa de rugăciune. Dar Dumnezeu se uită la ce putem face noi. Apreciază ceea ce vrem să facem noi și întotdeauna, asta e problema, întotdeauna Dumnezeu vrea să participăm și noi. Dacă citim tot Vechiul Testament, toate jertfele care au fost, niciodată nu a spus Dumnezeu, dacă omul nu are ce să aducă, să vină așa cum îi. Măcar doi pui de porumbel, dar trebuie să aducă. Nu pentru că Dumnezeu este așa de aspru și că omul e foarte zgârcit și îl silea pe om, ci să înțeleagă omul că păcatul trebuie plătit ca să nu mai păcătuiască. Că trebuia să curgă sângele măcar de la doi pui de porumbel, câteva grame, nu știu cât, puțin. Să curgă, să vadă omul că pentru păcat trebuie să fie jertfă, că plata păcatului este moartea, că în locul lui moare porumbelul acela, puiul acela de porumbel, iedul, mielul și așa mai departe. De aceea, întotdeauna Dumnezeu așteaptă partea noastră. Să ne facem partea noastră. Doar putea Mântuitorul să le dea mulțimilor adunate mană, cum le-a dat Dumnezeu 40 de ani. Nu putea Fiul lui Dumnezeu să le dea mană la mulțimea aceea care asculta predica lui? Dar ca să-i încerci, a spus, da, dați-le voi de mâncare. Păi, Doamne, suntem în pustiu, să mergem să cumpărăm, avem vreo 200 de lei, eu știu ce însemna în argintul lor, în sfârșit. Și mai este aici un copilaș, dar am adus, are 5 pâini și 2 pești. Pâinile sunt mici, când vorbim de pâini de ors, care era în traista, nu vă imaginați că era pâine de peci, ca cum avem noi la Aradea Mare, nu. Erau niște pâini mici, 5 pâini și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Nu, acelea aduceți-le. Partea noastră, aceea mică, 5 pâini și 2 pești, puținul acela al nostru, unde lemnul acela din vasul văduvei, cheamă pe copii, închide ușa după tine, trimite să aducă vase și toarnă din unde lemnul tău. Tot un vas, încă un vas, încă un vas, încă un vas. Avem partea noastră, slăviți să fie Domnul. Faceți-vă partea dumneavoastră. Începeți să faceți partea noastră și Dumnezeu negreșit își face partea Lui. Până să vă dau un exemplu într-o întâmplare cu materiale de construcții,
Am povestit puțin la două familii, îmi cer scuze pentru aceste două familii care le-am povestit seara, aici în zona aceasta. Ne-am hotărât cu soția să facem pâine. Avem un aragaz mare, avem făină, veneam de la ședința de comitet și mai făceam o frământătură la aluatul care era pregătit, făceam 6 pâine cărămiți din alea odată. Imaginați-vă, cred că era vreo 2 kg și ceva de aluat, deci, sau mai mult, în sfârșit 6 pâini intrau în aragaz, 6 franzele din alea făcute, la început nu ieșea așa de crescută, în sfârșit, dar era bună că era făcută de noi și am zis că să mai facem un pic de economie. Nu. Am făcut de vreo 5 ori, 6 ori, nu știu. În termen de vreo lună și ceva am făcut aceste pâini. N-am cârtit că e greu că mai vin de la comitet și mai frământ. Stimați frați, am zis că mă dau în partea asta. Mai puneți mâna și mai luați din bagajele soției. Soția este, nu e așa puternic, bărbatul e făcut să ducă, să care un bagaj, să ia un rusac în spate. Așa e constituit, cu forțe, cu mușchi, e puternic. Mai luați din sarcinile soției, că dacă eu n-aș fi făcut-o așa cum, cu dăruire, termina mai repede. Dar așa, cu ajutorul Domnului, am trăit 40 de ani împreună, slăvit să fie Domnul. Dar am luat din sarcinile soției, cu drag am făcut-o. Dacă îmi spunea, mă adresez fraților, dacă îmi spunea seara, mâine dimineață, scoală-mă la ora 6, că am de făcut nu știu ce. Să pun la muiat sau să spălăm borcanele, că punem compot. Eu, pentru că nu dorm așa de bine dimineața, adică sunt un om care mă scol de vreme, pentru că așa am fost educat și crescut, că trebuie să duci vaca la câmp, la așa, că-i soarele sus, spunea tata, și m-am obișnuit și am fost scolat de dimineață. Nu sculam pe ea la ora 6. Am zis, dacă doarme, înseamnă că e obosită. Lasă-o să doarmă, că are vreme să muncească. Mă sculam eu la 6 și făceam ce vroia să facă ea de la 6 la 7. Că la 7 și plecam, la 8 să fiu la servici. Preluați din sarcinile surorilor. Aveți grijă de ele. Dumnezeu să vă ajute. Și am făcut de câteva ori pâine. Și într-o seară, într-o joi seară la adunare, mă oprește un frate. Era de la St. George, un bistrițean înalt, așa, mai înalt ca mine, și zice, frate Samuel, frate Vedur, câte pâini consum dumneata? Eu am tresăit așa, oare ce mă întreabă ăsta de pâine? Vrea să mă ispitească? În sfârșit, ca omul, te gândești așa, știi? Zic, m-am abținut, n-am vrut să le repet pe fratele, am răspuns frumos la întrebare, pentru că trebuie să răspunzi la întrebare, uneori trebuie să fii foarte atent și de cele mai multe ori greșim că nu suntem atenți și răspundem așa, nervoși. Nu. Opriți-vă așa din pornirea instinctului nostru ca oameni și răspundeți frumos. Și spun, nu, 7, 8, depinde de ce este la masă, sigur, 13 copii, 2 părinți, nu. Nu i-am spus asta lui, că el știa din moment ce m-a întrebat. Uite de ce te-am întrebat, frate, nu te supăra pe mine, uite de ce te-am întrebat. Băiatul meu a deschis o brutărie și are pe inimă să vă aducă pâine. În fiecare zi veți primi 8 pâini. Și 15 ani, în fiecare zi, am primit 8 pâini. Sâmbăta primeam și pentru duminică. În fiecare zi, 15 ani, până când ultima fetiță, mezina familiei, a terminat școala și chiar a spus, tate, uite, am terminat și o școala, s-a terminat și pâinea, slăvit să fie Domn. Când copiii au mai mers la școli și a scăzut numărul, am dat și la alte familii, la noi, deja devenise curtea mea un fel de centru de distribuire, au mai primit și alte familii, s-a extins și în Biserica Betel, și Biserica cotizează acum la o brutărie și mai primesc, dar am fost prima familie binecuvântată de Dumnezeu, El a văzut că eu îmi fac partea mea și vreau să compensez și să fac cumva să fie bine, să ajungă salariul, să ajungă tot, să fie bine, să crească copii, și a cântărit și a văzut că partea mea este mică, a venit El cu partea Lui mare, slăvit să fie Domnul. Face Dumnezeu lucrările acestea și face aceste minuni
ca să ne încredem în El și să nu ne temem de ziua de mâine. Vă spuneam, construiți, să aveți nevoie de fonduri, de... E greu să se facă o adunare cu ajutorul Domnului, pentru că sunt de profesie și am luat câteva biserici de la țară de pe 2001. Am ajutat la construcția bisericilor, am stat cu comitete, ultima de la Mâșca, un sătuc acolo pe lângă Șiria, poate ați auzit de Ioan Slavici, născut la Șiria. Mâșca e în comuna Șiria și când m-au chemat frații și am văzut o groapă mare săpată și trebuie să facem o adunare și cu un pic de subsol, și am zis, ne-am adunat acolo în mijlocul săpăturii, a grobii, și am zis, Doamne, groapa asta umple-o Tu cu ziduri, cu ce știi, că foarte greu. Și oameni puțini, nu știu dacă am fost 20 pe tabel să deschidem, să facem autorizarea, și i-am luat ca pastorații, deși mai aveam încă 5 adunări, ca să poată să deschidă. Au venit frații, hai frate, măi, dar voi vă să vă mulțumiți să vin o dată pe lună? Vă dați seama, eu mai am 5 biserici la țară. Da, frate, numai să vii. Am văzut așa dragoste din partea lor și dorință să se deschidă. Și Domnul a ridicat o clădire, o adunare, binecuvântat să fie Domnul, acolo la Mâsca. Deci puținul care l-a adus fiecare, a mai pus Domnul pe inima altor frați din altă parte, funcționează o casă de adunare și Domnul a promis că va lucra și lucrează. Numele Lui să fie binecuvântat. Și știu cum să faci o casă, cum să construiești. Va fi greu, dar nu e imposibil. Și nicio casă de adunare care s-a început în România n-a rămas neterminată. Toate s-au terminat. Și nicio casă care va începe în Italia de români, biserică pentru Dumnezeu, nu va rămâne neterminată. Se va termina cu ajutorul Domnului. Numele Lui să fie binecuvântat. Într-o seară extindeam un hol așa să fac o mică baie. Am săpat așa din pereții holului respectiv să încapă o cădiță cea mai mică din România la ora respectivă, de 1,20 m. M-a ajutat un frate de la baptiști, un frate, ei le iau așa cu ajutoarea, nota 10 pentru ei. Sunt foarte atenți să ajute, să m-a ajutat, era bun zidar, făcuse la seral, muncea în șantier, soția lui cu soția mea erau colege de birou, câtă vreme a lucrat soția mea, o vreme scurtă, cât eu am fost la școală, m-a ținut în școală, a compensat și a făcut ea partea ei. Și o spun surorilor, vedeți ce trebuie să completați, vedeți ce trebuie să-i ajutați pe bărbați, că nu-s de beton, nu-s de fier, și ei oameni, faceți-vă partea dumneavoastră, stați în rugăciune, veniți înaintea Domnului, ca Domnul să vă dea putere să fiți cu adevărat ajutorul potrivit. Eu mai zic așa, și să mai spune la nunți că soția este jumătate. Ascultați-mă, de multe ori mai mult de jumătate. Domnul să vă dea putere. Și m-a ajutat fratele ăsta și îmi spune seara, dacă mâine nu este ciment, nu mai pot termina. Trebuie să punem faianța. Nu era mare baia, fraților. Gândiți-vă o cadă de 1,20 m, o mică chiuvetă, WC-ul, și între chiuvetă și WC-ul un cazan pe lemne să fac baie. Intrai, nu știu dacă aveai 60 de centimetri pătrat, nu știu dacă aveai un metru pătrat liber, așa, să te miști la cadă. Deci am făcut o baie minim. N-am avut manualul arhitectului al Neufert să mă uit cum e baia minimă, dar am făcut-o de nevoie. Atât am putut și trebuia terminată. Și eu n-aveam puținul acela. Pe vremea aceea era greu de ciment. Vă mărturisesc că au fost... un frate care spunea că eu m-am rugat ca Domnul să-mi dea ciment. Vă mărturisesc, n-am făcut rugăciuni așa seara. Aveam un director și mergeam la serviciu, un director foarte rău, am stat un an în groapa leilor, nervos când s-a născut al 8-lea copil al meu în agricultura din lângă Arad, un IAS, o întreprindere agricolă de stat, ca să mă înțelegeți, poate nu înțelegeți această terminologie, cei mai tineri. Și mergeam cu groază la servici, un nemulțumit, un cârtitor. Aici agricultură și tot și pe prunci. Când s-a născut al 8-lea copil al meu, parcă a intrat ceva în el. O ură, n-am mai întâlnit așa ceva. I-am întrebat pe colegi, că erau acolo, ingineri agronom, zootehniști. Ne întâlneam cu toți. Eu aveam sectorul de construcție, aveam vreo 20 de oameni. Reparam grajdurile, mergeam cu oameni, turnam platforme betonate. Asta era meseria. Asta lucram. Și căutam să fiu pe placul lui, cum scrie Pavel.
Dacă aveți stăpâni greu de mulțumit, să-i mulțumiți robilor, să faceți cu drag pentru stăpânii voștri, ca pentru Domnul. Și căutam, știam versetele, căutam așa să nu ies din voia lui, să fac tot ce trebuie. Nu l-am putut mulțumi nicicum. Am văzut că e așa de rău. Într-o zi a venit directorul de trust. Toate iasurile din județul Arad mergeau pe stradă în Arad la el, la directorul de trust. Era trustul ias puternic, mare, îl știam. A venit în vizită la domn director, la tovarășul director. Și ce am zis? Îi trag, îi ies înainte. Ca și Estera când a intrat în curtea împăratului. Am venit de la sectorul construcții, am pândit așa pe când iese de la director și am ieșit în calea lui. Vă spun asta, poate că aveți probleme la servici, poate că aveți oameni nemulțumiți în jurul noastră, vecini care bat în țeavă când copilul trântește ceva. Eu știu ce vecini aveți, că aici mai degrabă ai patru câini decât patru copii. Văd, asta e mentalitatea, acesta este duhul lumii. Poate aveți probleme. Capul plecat, rugăciune, grămădiți cărbuni pe capul lor, cum scrie Scriptura. I-am tăiat calea directorului de trust. I-am ieșit așa în cale, el venea de la biroul directorului, se îndrepta spre mașina care era pe alee să meargă înapoi la trust și de la distanță, nici nu m-a lăsat să vin să-i spun ce necaz am. A știut despre ce-i vorba, probabil pe geam au văzut că eu stau să-l aștept și au vorbit între ei. Și au zis că îmi pare rău, aici agricultură, dumneavoastră aveți copii, aici agricultură, și au plecat la mașină. N-am avut cui să-i spun. Și eu mergeam cu groază la servici. M-am gândit atunci, în seara aceea, am zis în sinea mea, dacă nu se rezolvă cumva, dar n-am știut cum. Mă duc la foștii mei colegi la stația de betoane și mătur niște ciment de sub buncărele alea, că știți că se alimenta cimentul în buncăr și cu bază de aer băga cimentul acolo și mătur ceva ciment și poate reușim să terminăm, să punem faianță. Și acum, când am venit acasă la ora 4 și ceva, îmi povestește nevastă mea. Ce vă spun acum este din relatarea soției mele. A ieșit la stradă cu o soră din adunare, era casa la stradă, așa la asfalt. Sora venise să-l vadă pe micuțul care era subiectul directorului meu, băiatul meu Dinu, pe care eu îl iubeam și iubesc pe toți la fel și mi era așa de drag și toți mi-au fost dragi și a ieșit cu sora să o conducă și când erau la poartă a venit pe drum din partea dreaptă, așa o basculantă și când a ajuns în dreptul casei noastre, mai înainte un pic de casa noastră, a început să se ridice bena, bascula din spate, a început să basculeze așa, și când a ajuns în dreptul casei noastre, pe asfalt, în șanțul de pe partea dreaptă, s-a descărcat o tonă jumătate, două tone de ciment vărsat, vrac. Îl duceau la CET afară, unde era șantier mare, o basculă, mult, pentru că eu când am venit acasă, pe clădire, așa era depus praful de ciment, că au trecut mașini în continuare, dar nevastă mi-a zis la sora asta, soră Gina, hai repede că ăsta e pentru noi. Și cutiile din casă le-am găsit cu ciment, roabele, cădițele de copii, lighenele. Când am uitat acasă, în curte, nu știam la ce să mă uit. Peste tot, în vase, ca unde lemnul văduvei, ciment. Slăviți să fie Domnul. Și fratele Baptist a spus când a venit. Măi, frate, aici s-a întâmplat o minune. El știa că el mi-a spus, dacă nu-i mâine ciment, n-am cu ce termina. Dumnezeu poate să-ți dea și pâine, și ciment, și tot ce ai nevoie. Slăviți să fie Domnul. Am văzut mâna lui Dumnezeu și fratele care a povestit de colegul lui care a trebuit să-i cumpere ce nu îi voie, mi-a adus aminte. Și din partea cealaltă, eu trebuie să vă spun toate aspectele intervenției lui Dumnezeu, pentru că slujitorul lui Dumnezeu nu este așa ca sub un clopot de sticlă să nu-l atingă nimic. El este un om. Poate să facă și o greșeală. Slujitorul Domnului, fie diacon, prezbiter, păstor,
Președinte, n-are importanță. El trebuie să știe și să spună, iertați-mă, vă rog, am greșit, trebuie să recunoască greșeala când greșește și asta îi denota 10, când slujitorul recunoaște că a greșit și spune, scuzați-mă, iertați-mă, am greșit, asta e situația și eu sunt om. Am făcut și o greșeală. Am făcut mai multe greșeli. Dar de data aceea, pentru că Dumnezeu mi-a arătat mâna Lui, tot în timpul cât am fost la iasul acesta, am văzut minunea lui Dumnezeu, când Dumnezeu mi-a trimis 10 de kilograme de ciment, am terminat și curtea de betonat și pristorul ăla vidanjabil să-l fac și tot ce-o trebuit. Am avut ciment din plin, slăvit să fie Domn, n-am dus lipsă deloc. Și îi zic șoferului cu multicar de asta, un fel de camionetă micuță care nu basculează, dar pui în spate în ea, așa, mergea la baza agriculturii, care era câteva case, câteva numere pe aceeași parte a străzii mele, câteva numere mai aproape de oraș, era baza pentru agricultură și el mergea să aducă ceva piese pentru combine, pentru tractoare, nu știu. Și pleca de la mine din sectorul de construcții și a spus, și te rog, eu lucrez la Iași Fântânele aici, nu vreau să cumpăr eu baloți de paie din piață. Ea pune 4 baloți de paie de aici la gospodăria comunală a Iasului, unde erau afară de grajdurile unde erau vacile cu lapte. Era gospodăria care deservea cantina și erau vaci cu lapte și așa mai departe. Și am zis, ia 4 baloți de paie și aruncă în multicar și du-i la mine acasă, că e numai aproape acolo de baza de agricultură. Da, cum să nu? Și au luat 4 baloți și au pus. Eu făcusem în socoteala, că aici vă spuneam de matematica lui Dumnezeu. Făcuse în socoteala, la piață era 25 de lei balotul, 4 baloți, 29, o să dau eu 100 de lei pentru 4 baloți. Eu lucrez la Iași Fântânele, lucrez în agricultură. Ar fi culmea, m-am gândit eu în mintea mea. Și mă sună șoferul de la... Mă sună după ce ajunge în oraș și zice, îmi pare rău, domnul Fedor, m-a venit miliția la poarta noastră și mi-a dat amendă 100 de lei. 4 baloți ori 25 de lei, egal 100. Dar nu mi-au dat amendă că v-am adus paie. Mi-au dat amendă că m-am abătut de la destinație. Eu trebuia să fiu la baza agriculturii și nu la poarta dumneavoastră. Am plătit 100 de lei, i-am dat banii omului și am văzut matematica lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Am primit această lecție. Că scrie undeva în Scriptură, nu cumva poporul meu să-și întindă mâna spre nelegiuire, spre lucrurile din lume. Dumnezeu să ne ajute să-i facem voia Lui. Am făcut aceasta, este o paranteză, am făcut această paranteză să-L înțelegem pe Dumnezeu și să vedem mâna Lui la lucru. Iată, Iacov a înțeles, dumneavoastră aveți de făcut această casă de adunare. La noi, la Betel, a fost recent o lucrare și vreau să pornesc de la această lucrare. Nu vă spun prin cine, că îl cunoașteți în sfârșit. Nu scoatem în evidență un om, ci lucrarea lui Dumnezeu. Și fratele spunea că a avut o vedenie. Eu simt că această vedenie nu-i numai pentru Betel. Ea este aplicabilă, aș putea spune, în toate adunările. A văzut în vedenie un car. Și spunea el, carul acesta reprezintă lucrarea lui Dumnezeu. El spunea aici, de la Betel. Dar eu vă spun că se potrivește nu-i numai la Betel așa. La carul acesta erau oameni care trăgeau, se vedea pe ei, transpirați, puneau suflet și trăgeau la carul acesta, alții din spate împingeau și se vedea pe ei că fac un efort și ajută la acest car al lui Dumnezeu. Dar am văzut în vedenie, spunea el, niște persoane, parcă erau așa învelite cu o pânză albă, nu se vedea fața lor, și aceștia am înțeles din vedenie și am văzut, mai mult decât atât, am văzut în vedenie, că de sub pânza aceea așa ca un fel de abur alb, așa ca un nor albicios, ca o putere care se răsfrângea asupra celor care erau în jurul lor, așa, și cei care trăgeau la car și erau transformați, parcă primeau această putere care se transmitea de la persoanele acelea deghizate, învelite, nu se cunoștea, nu se vedea fața lor. Și eu am înțeles că aceștia sunt mijlocitorii care se roagă și care mijlocesc.
O soră în vârstă, un frate, o soră tânără, nu are importanță vârsta. I-a pus Dumnezeu pe inimă să se roage și să rogă. Și fac lucrarea aceasta de mijlocire. Binecuvântat să fie Domnul. În mintea mea au aceeași valoare cu cei care trag la car. Dar spunea fratele, și asta vreau să întăresc aici, veți construi, veți contribui, veți băga de vină, vă veți supăra și nu vă veți mai duce pe la șantier. Nu vă va place că nu-i soluția care ați dat-o dumneavoastră și-o dat-o altcineva. Nu știu. Dar o categorie de oameni care se făceau că trag, se făceau că împing, se vedea pe ei că n-au treabă cu carul, dar de ochii lumii se făceau că lucrează și ei. Ce vreau să vă spun, iubiți frați și surori? Așa cum veți lucra dumneavoastră la casa lui Dumnezeu sau în casa lui Dumnezeu, tot așa va lucra și El în casa dumneavoastră. Domnul să vă ajute să mă înțelegeți. Când noi ne-am rugat cu soția, ne-am rugat să primim o casă. Casa asta în care noi am făcut cât am putut, avea o cameră, o bucătărie unde mai și dormeam, holul ăsta cu baia într-o parte, am mai pus o mașină de spălat pe hol, mai era o cămăruță unde urcai la pod, nepusă la punct, și era mică. Și vroiam o casă mai mare și ne rugam așa cumva. La noi atunci era încă, vorbim de 88, 1988, a venit 1989, și puteam să merg la primărie și să cer o casă mai mare. Am mers în audiență de multe ori și mereu mi ofereau altceva. Mi-au oferit apartament cu 5 camere pe malul Mureșului, dar am spus, mai oameni buni, unde să mă duc cu copiii la bloc? Nu mă duc la bloc. Asta înseamnă să mă țin ucid acolo la bloc. Și se supărau așa pe mine, că eu vroiam casă, știam că au case la întreprinderea de gospodărie comunală și au fost case, nu ceream o absurditate. Și a fost o luptă puternică și avem un obicei în familie, după ce aduceam o cauză înaintea lui Dumnezeu, ceream niște versete din partea lui Dumnezeu, din Biblie. Eu neapărat vreau să vă citesc aceste versete pentru că mă ajută în ceea ce v-am spus până acum și ceea ce vă voi spune mai departe, chiar dacă depășim puțin timp. Și soția mea zice, mai ținem o zi de post pentru casă. Și după aceea, nu mai ținem. Am terminat, ne-a rugat, știe Dumnezeu. Și azi dacă tu zici așa, bine, mai ținem. Așa, asta era părerea ei, mai ținem o zi de post și ne mai rugăm încă o dată pentru casă. Și dacă Dumnezeu vrea să ne ajute, dar de acum nu mai ne... Gata, am terminat, am încheiat. Parcă așa se obosise în această cerință, în această cerere. Și seara când am terminat, că asta vreau să vă spun, când am terminat ziua de post împreună cu soția, zice ea, hai să luăm un verset din partea Domnului. Și Domnul mi-a pus pe inimă să citești versetul 9, care se deschide din partea dreaptă. Și a zis în sinea ei, mai târziu mi-a spus și mie, a zis în sinea ei, nu o să scrie despre casă, nu o să scrie în verset chiar despre casă, dar tot ne va vorbi Domnul prin verset, pentru că atunci când a venit un frate la mine să facem o privatizare, hai frate Samuel, să facem împreună asta, eu știu să fac asta, deschidem un SRL-ul, cum era atunci la România, repede, hai să facem. Și cu soția am deschis un verset și eu am citit numai o parte din verset și m-am oprit, dar ea zice, nu, citește-l tot. Versetul spune așa, unul s-a dus la holda lui și unul la negustoria lui. Când l-am citit, am zis, îmi pare rău, dar nu fac niciun SRL-ul, am înțeles. Domnul nu mă cheamă la așa ceva. Și eu am zis, unul s-a dus la holda lui și m-am oprit, că știam ce spune versetul în continuare. Dar am zis, nu, citește mai departe. Și unul s-a dus la negustoria lui. Și eu vreau să fac această afacere cu fratele și Domnul mi-a dat de înțeles că nu este cazul. Și la sfârșitul zilei de post, când ne-a rugat pentru o casă,
Soția a zis în sine ei, n-o să fie un verset despre casă. Citește, am îndemn să citești versetul 9 de pe pagina dreaptă, da? Care se deschide Biblia. Vă mărturisesc că am deschis Biblia și vă rog să o deschideți dumneavoastră, s-a deschis la Hagai. Pe pagina dreaptă sunt două versete 9, cu numărul 9. Foarte bune pentru noi și pentru mine atunci și pentru noi acum. Primul verset 9, da? Biserică din Perugia care construiți, frați și surori, spuneți-le și celor de acasă. Nu că am predicat eu. Spuneți-le versetele astea. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele care stă dărâmată. Pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Și eu am simțit atunci, măi, are dreptate Dumnezeu. Eu tot stric și mă rog pentru casa mea, cer o casă, aștept o casă, ar trebui tot așa de bine să mă rog și să posesc și pentru casa lui și pentru lucrarea lui. Nu că n-am făcut-o, dar trebuia să o fac și mai tare. Domnul spunea, casa mea stă dărâmată. Pe tine te frământă problema casei tale? Al doilea verset 9. Și pentru dumneavoastră și pentru mine atunci. Da? Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul oștirilor, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor, glorie lui. Amin. Slava casei de pe urmă, arăt bine în partea asta, e cealaltă. Slava casei de pe urmă va fi mai mare ca acestei din tâi. Și acolo va da pacea. Amin. Slavă Domnului. Amin. Am văzut aceste lucrări, aceste îndrumări pe care mi le-a făcut Dumnezeu. Am văzut multe minuni. Poate altă dată Dumnezeu mă va ajuta să vă mai spun lucruri la fix. Matematica aceasta lui Dumnezeu m-a uimit. Când în 1992 am cumpărat lapte praf pentru bebeluș după Dinu, da? În 92. Și am zis, iau o cantitate mai mare de lapte praf ca să nu tot îl schimb, că nu mai găsești. Am plătit 26.000 de lei, așa se devalorizau banii. Eu așa țin minte că am dat pe stocul acela micuț de lapte praf 26.000 de lei. Mult. M-am gândit și eu și cred că s-a gândit și soția, mă, dacă noi dăm pe lapte praf atâția bani, ce o să facem? Lasă că Dumnezeu. A doua zi, fraților, ascultați-mă. A doua zi, în poștă, cineva a pus un plic cu 26.000 de lei. Slăviți să fie Domnul. Cine i-a spus lui suma? Cine i-a pus îndemnul acesta? Nu 27, nu 25, 26.000 de lei. Binecuvântat să fie Domnul. Am văzut această matematică a lui Dumnezeu, sunt așa, mi se face pielea ca pe găină, cum spun oamenii, că când am văzut mâna lui Dumnezeu cât de drept, de bun, de curat, de atent cu noi, slăvit să fie El. Am o lucrare, asta mai încoace. Am o lucrare pentru un frate, noi primăvara, adică iarna, la început făceam stăruință, veneau frații de la Suceava, de la Gherla, de la, aduceam frați, de la Izvin, aduceam frați. Și prin aceasta a mers bine lucrarea de la Betel Arad și o recomand și dumneavoastră să chemați slujitori, proroci, cântăreți, să chemați, să fie părtășie, să, chiar dacă va trebui și eu să faceți un efort de cazare, eu știu ce, efortul care trebuie să-l faceți, este acea primire de oaspeți care era o condiție obligatorie la slujitori, la... și văduvele, ca să fie scrise în rândul văduvele, trebuie să fie spălat picioarele sfinților. Bine, acolo e simbolic acum pentru noi. Să faceți acest lucru, că Dumnezeu vede părtășia, vede dragostea și binecuvintează. Slăviți să fie Domnul. Și am o lucrare, asta vreau să vă spun. Vei suferi o nedreptate la servici. Nu mai eram acolo, da, eram în alt servici. Dar să nu cârtești. A trecut puțin... Mă cheamă șefa de servici și spune,
directorul a hotărât să staie din salar. Dar eu spun știu, că avusesem lucrarea. Am tăcut. A venit fluturașul, când ne dădea, așa se cheamă, la micuți, așa e în limba română, un fluturaș pe care scria salarul, brutul, netul, CAS-ul, casa de asigurări, tot frumos, așa, rest de plată sau în bancă, sau cum scrie acolo, în sfârșit. Și a venit fluturașul cu minus 300 de lei. A doua zi, sau în aceeași zi, sau a treia zi, a venit un mandat poștal de undeva, cu numele meu, cineva mi-a expediat 300 de lei. Așa ceva, deci, fraților, cine a trimis? M-a sunat cineva și a spus, frate Fedor, care este adresa dumneavoastră? Mălin 14. Eu n-am știut ce vrea, de ce îmi cere adresa. Și a venit mandat poștal, da? Când fluturașul acela era cu minus 300 de lei și nevastă mea a spus, n-am știut că vine, eu n-am știut că vine mandatul cu 300 de lei. Și nevastă mea când a văzut fluturașul, aoleu, a tăiat un coș de la Kaufland. S-a dus un coș de la Kaufland, că 300 de lei umpleam un coș la Kaufland să luăm detergent, ulei, zahăr. Făceam această cheltuială și o puneam acolo în cămară, cei de cămară, în baie, cei de baie. Și s-a dus un coș de Kaufland. Dar Dumnezeu a trimis un mandat cu exact 300 de lei. Slăvit să fie Domnul. Vă le-am spus asta, iubiți frați și surori, ca să vă încurajez să puneți umărul în lucrarea lui Dumnezeu la casa care se construiește. Fratele de la Mâsca povestește cum avea nevoie să plătească ceva factură și Domnul a trimis omul care să dea suma. Oameni care au mai construit, frați care au mai construit biserici, au văzut mâna lui Dumnezeu sau alte edificii pentru lucrarea lui Dumnezeu, mărturisesc că Domnul este Cel care poartă de grijă. Numele Lui să fie binecuvântat. Vă îmbărbătez, vă încurajez. Puneți umărul în lucrarea lui Dumnezeu. El se va implica în casele dumneavoastră. Aveți nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Aveți nevoie de sprijinul Lui. Nu veți mai putea la un moment dat cu nuiaua la copil. Nu veți mai putea face cu toate metodele care le ai. Nu vei ști ce să faci. Dacă ești în picioare și te bate vântul puternic, pune-te în genunchi. Dumnezeu este Cel care îți va da răspuns rugăciunilor tale. Când nu știi ce să faci, fă ce știi. Și noi avem, știm ce să facem. Ce este de făcut când v-a dat la oalt? Unul are o cântare, unul are un îndemn, unul are o rugăciune, totul să se facă spre slava lui Dumnezeu. Nu vă lăsați doborâți de vântul de învățătură care vine. Nu vă lăsați doborâți de amenințările care vin dintr-o parte sau alta. Dumnezeu a spus că ne va purta de grijă. Îi spunea lui Baruc, scribul lui Ieremia, îți voi da ca pradă de război viața ta. Noi nu știm ce va veni. Sigur, simțim împlinirea Apocalipsei, declanșarea finalei, va veni sfârșitul Apocalipsei, da? Că noi am tot citit la început, în mijlocul candelelor, mielul, slava lui, măreția lui, brâul de aur, cămașa, le-am citit astea la început, dar vine și partea finală a Apocalipsei. Dar Domnul este și Cel care a fost la început și Cel care a fost la sfârșit. Numele Lui să fie binecuvântat. Când s-a pomenit de Isaia 6 și cu asta închei, da? Pentru că dumneavoastră faceți o casă de rugăciune, trebuie să vă citesc 6. Isaia capitolul 6. Ascultați. Am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie, versetul 1, da? Foarte înalt, și fiți atenți la exprimare. Poalele mantiei Lui umpleau templu. Cât de insuficient este templul acesta? Noi facem o casă, punem suflet, casă pentru Domnul. A făcut Solomon un efort extraordinar, cu pietre cioplite, cu plutași le aduceau până la locul, acolo, de acolo, pe plute, până la port și le cărau la Ierusalim. S-a făcut un efort extraordinar și au construit o casă, o frumusețe de casă. Una din minunile lumii antice,
cel puțin pentru noi creștinii, o valoare. Când ne amintim, când ne imaginăm frumusețea acestei case, o variantă îmbunătățită de Irod mai târziu, pentru că a fost dărâmat de Nebucanețar. Irod cel Mare le-a refăcut din nou ca să câștige bunăvoința lor. El nu era evreu, era idumeu din Edom. Pe bază de prorocii i-a păcălit pe evrei să-l pună rege. Și cu greu și-a ținut tronul. Și când Mântuitorul le-a... ucenicii i-a arătat Mântuitorului frumusețea templului și cupola care strălucea, a spus, nu va rămâne piatră pe piatră. Deci, frumos, un templu extraordinar, impresiona pe cei care vedeau templul acesta. Dar spune Isaia și îmi place această imagine. Această imagine arată insuficiența Vechiului Testament. Mai este un verset din Ioan de la Scăldătoarea, aceea unde este vindecat slăbănogul acela, și spune acolo, un înger al Domnului se cobora din când în când și tulbura apa și care se băga primul, adică numai unul, era vindecat. Din când în când, numai unul. Păcând au adus la Domnul Iisus toți bolnavii din cetate și Domnul pe toți a vindecat. Slăvit să fie Domnul. Acolo arată insuficiența vechiului legământ. Poalele mantiei lui umpleau templu. De altfel, iubiți frați și surori, Dumnezeu e așa de mare că nu încape în lumea toată, dar destul de mic să intre într-o inimă curată. Pregătiți inimioarele dumneavoastră să intre Domnul în inima dumneavoastră, în casele dumneavoastră și sigur faceți această casă, va fi frumoasă, dar trebuie să duceți cuvântul lui Dumnezeu. Aici vă încărcați, aici și acolo vă veți încărca bateriile, veți veni la casa Domnului, veți primi putere, dar mergeți și duceți această putere, această lumină, ca niște luminițe care veți merge în lumea aceasta. Și unde va fi întunericul mai mare, este chemat fratele și sora, luminița aceea mică, să răspândească această lumină, să spună oamenilor, noi avem un Dumnezeu, noi credem în El, am văzut mâna lui Dumnezeu și credem că o vom vedea și mai departe. Nu vă îngrijorați, vremurile sunt tulburi, vin vremuri grele, dar Dumnezeu a rămas același. Și spune cuvântul, Domnul era pe tronul lui când cu potopul. Și la potop, și la incendii, și la cutremure, și peste tot, și în epidemii, și ce va mai fi, și la foame, și nu mai știu, Domnul este cu poporul Său. L-a trimis pe Fiul Său și ne va da împreună cu Fiul Său toate lucrurile. Slăvit să fie Domnul! Amin! Amin.